Un bărbat a murit în fața spitalului din Zalău și nu a mai apucat să fie transportat la spital. Martorii susțin că bărbatul s-a prăbușit în parcul din apropierea spitalului, posibil din cauza temperaturilor ridicate înregistrate. Unul dintre ei a sunat la ambulanță pentru a cere ajutor. La fața locului s-a deplasat o echipă care a început manevrele de resuscitare, însă se pare că a fost prea târziu, inima bărbatului a încetat să mai bată. Ne puteți spune ceva despre persoana decedată? Și ce s-a întâmplat? A murit. Cauza? Nu știu. Cauza căldurii. Din cauza spiritului. Din cauza căldurii și cauza spiritului. Consuma spirit? Da. Eu o coșeagii pe bancă am băut. Nu așa. Aceea. Câți ani avea? 52. M-am zis, am zis că 51-52. Nu am nimic. Și când s-a întâmplat? Acum, mai de o oră s-a întâmplat. M-a sunat un prieten și a zis că se duce aici. Da? Pe afară dumneai e sărat, că nu l-a avut unde dormi. Pe afară dumneau. Pe-n canale și de-a păi cum fac. Cinciul am chemat salvarea, aia de acolo ni. O vine da. Pe bancă, s-o pus pe iarbă, că e frig. Am pus și tu am să-i aduc apă de acolo, pe când am dat apă să bea, un pic și l-am spălat pe față, deja gata. Și după aia vine trei salvări după alta. Ce salvări? La cât timp a venit salvarea după ce? După jumătate de oră. În fața spitalului? Da. Și am sunat de cel puțin 15 ori. Să arăt telefonul să vezi, dar ce vrei să fiu să-ți spor, eu zici. Așa au zis? Dar după ce, ce? Nu m-am înțeleg, ce, după ce ai spus aici dacă nu se, se salvează? Salvează-mă în ultima clipă când închide ochii. Asta e la urgență. E bătaie de joc ce faci aici cu mine la urgență. E bătaie de joc. Sau ce, să uite că e gnie romă. Poate fac și chestii de ură rasială. E tot posibil acela noi în România. Eu înțeleg că vorba aia e năcăriși mai de steaua lui, dar până să-l plătesc ca un animal, ca un animal. Ca și până animalul locuiesc. Și da atunci unul. Exact.